În videoclipul ăsta o să vă povestesc despre tocătorul de la Hecht. O să vă zic ce îmi place la el, ce nu-mi place la el, cărui public îi se adresează, pentru ce fel de grădini este el, pentru cine nu este acest tocător. Am să răspund și la întrebarea dacă aș mai cumpăra sau nu acest tocător și totodată o să vă prezint instrumentele de care avem nevoie ca să folosim acest tocător, cu ce pregătim crenguțele, ce folosim ca să scoatem crengile blocate în lamele tocătorului și așa mai departe. La final o să vedeți efectiv cum am tocat lemne, ce înseamnă să îți pregătești în avans crenguțele și cum funcționează dacă nu pregătim cum trebuie crenguțele. Am să încep cu ce nu-mi place la tocătorul Hecht. Faptul că se prind crenguțe în lamele tocătorului și că trebuie să întrerup tocatul pentru a scoate crenguțele e un proces destul de neplăcut. M-aș fi bucurat să nu se întâmple lucrul ăsta, dar pot trăi cu chestia asta, nu e o chestie peste care să nu pot trece. Un alt lucru care nu-mi place la tocătorul ăsta e că trebuie să așteptăm destul de mult între reprizele de tocat. Adică după ce am umplut un container de 60 de litri, trebuie să lăsăm aproximativ o oră până să începem să tocăm din nou. Am pățit să-i sară siguranța, asta e unul, și după aia să refuze să coopereze, și doi, am pățit să miroase ars motorul. Da. Deci aici, până în punctul ăsta, n-am reușit să toc decât două containere pe zi. Bine, făcând și alte lucruri prin grădină. Deci e un proces cumva mai lent. Aici intră discuția pentru cine este și pentru cine nu este tocătorul, lucru pe care o să-l tratez ceva mai târziu în videoclip. Un alt lucru care nu-mi place este că nu toacă crenguțele subțiri, doar le rupe. Bine, nu-i sfârșitul lumii, mi-ar fi plăcut să le face și pe astea. Un alt lucru care nu îmi place e că trebuie curățate foarte bine crenguțele în avans. Nu trebuie să avem crengi foarte ramificate. Trebuie curățate astfel încât să putem să strângem într-un mănunchi crengile. Dacă avem crengi de alea mai groase, care nu sunt flexibile, alea trebuie înlăturate în avans. Altfel, îi trist. E cam aiurea de tocat cu ele așa. Și în final o să vă povestesc ce îmi place la acest tocător. În primul rând, îmi place cum toacă, exceptând crenguțele subțiri. E o tocătură destul de fină, rezultatul e foarte versatil. Putem să-l folosim la compost, să mulcim în jurul pomilor și arbuștilor, putem să-l folosim ca șternut pentru găini. Încă nu n-am încercat să-l folosesc la ciuperci, să cresc ciuperci în tocătură de lemn dur. Urmează. Trebuie să puneți pe cărări, iarăși foarte bun, reține umezeala. Un alt lucru care îmi place e faptul că este electric și că nu miroase a benzină. Sabotor mic, ce ești, măi, sabotor, măi! Un alt lucru care îmi place e că este suficient de mic și de ușor pentru a fi cărat de o singură persoană. Nu-ți trebuie foarte multă forță, din fericire poate și mama să-l care singură, care e pensionară. Deci, din punctul ăsta de vedere, e un mare avantaj. E unul dintre lucrurile la care am ținut cel mai mult când am luat decizia să-l achiziționez. N-am vrut o matahală de aia cu benzină, unde trebuie doi oameni să îl târâi prin grădină, mai ales că aici e terenul destul de denivelat, cu multe dealuri, suișuri, coborâșuri. Deci e un mare, mare avantaj faptul că este ușor de transportat de o singură persoană. În punctul ăsta, tocătorul mi se pare un instrument indispensabil în grădină. Avem foarte multe crengi, crenguțe,
poți faci cu ele decât să le toci. Deci recomand din toată inima. Un tocător, orice tocător, nu neapărat pe ăsta, nu fac reclamă, dar un tocător în orice grădină e binevenit. Pentru cine este și pentru cine nu este acest tocător? Este pentru grădini mici, sub 1000 de metri pătrați. În niciun caz nu este pentru market garden. Dacă vrea cineva să, sau dacă vrea să-și tapeteze cărările cu tocătură de crengi, clar nu, n-ai nicio șansă să faci suficient de mult tocătură încât să-ți aranjezi toate cărările. Noi până acum am folosit într-un an de zile, deci ce am tocat într-un an de zile, am folosit așternut la găini, am pus vreo două containere la compost și am pus pe cărările grădinii noi, care e grădina cea mai mică, are aproximativ 25 de metri pătrați. Și am mai pus în jurul unui măr. Cam atât. Și am mai pus prin grădina pădure, la luni, zmeuri, dar puțin, adică deja integrat în sol. Am trecut azi pe acolo și mai sunt câteva woodchips pe acolo, dar puțină tocătură. Dar se integrează destul de bine în sol, e destul de fină. Da, deci e pentru grădini mici, în niciun caz nu-i, dacă vreți să faceți compost Jean-Pan cu tocătură de lemn, unde vă trebuie un munte de tocătură, în niciun caz nu o să folosiți tocătorul ăsta. Dacă sunteți market garden și vreți să faceți compostul singuri și aveți nevoie de, nu știu, metri cubi de tocătură, în niciun caz nu-i tocătorul potrivit. Cred că pentru ambele variante cel mai simplu e să cumpărați de gata tocătura, cred că găsiți pe la primării sau ceva de genul. Dar pentru o grădină mică de 1000 de metri pătrați e extraordinar. Recomand din toată inima orice tocător. Ăsta e singurul pe care l-am testat. N-am termen de comparații să spun că e mai bun ca nu știu care. Că aș fi deschis să încerc și alte variante, dar în punctul ăsta e singura variantă disponibilă. Și na, lucrăm cu materialul clientului. Dacă ar fi să cumpăr din nou un tocător, m-ar tenta să iau tot un model de genul ăsta sau tot de la Hecht. Nu este perfect, e departe de a fi perfect, e foarte enervant chestia aia că se blochează crenguțele în lame și încă o chestie foarte enervant pe care am omis-o de la început. Tot din cauza că se blochează crenguțele între lame, când vrem să introducem o nouă crenguță la tocat, se lovește de crenguța prinsă și ai un șoc destul de nasol. Dacă n-ai niște mănuși cu ceva protecții la șocuri, chiar simți bine de tot impactul. Pățeam să mă doară mâna câte o săptămână după un tur de tocat, tocmai din cauza acestor șocuri. O să vedeți în videoclip ce mănuși recomand. Merg destul de bine, se simte șocul, dar nu mai doare. Asta vreau să scap de durere. Îl simți destul din nasol, inconfortabil, îți vine să dai cu șcudeaia, șcudeaia, șcudeaia. Da, da, trebuie să tocăm. Da, deci răspunsul, nu știu dacă mi-aș mai cumpăra încă o dată, m-ar tenta să-l cumpăr. Mi-ar plăcea să am ocazia să mai testez și alte tocătoare, înainte să achiziționez un alt tocător. Dar pe ansamblu sunt mulțumită de el, e ok. Except în partea aia că se blochează crenguțe. Nu poți să le ai pe toate chiar. Banii ăștia cred că e ceva decent. Drujbița de dame. Toporul. Acestea două sunt scule de depanare a acestui minunat dispozitiv. Cu acest minunat cleștișor, prindem și scoatem crengile care se blochează între lame. Cu o șurubelniță mai lungă, mărimea contează, mănuși. Cu ocazia asta am să fac review și la aceste mănuși.
Așa, și mai avem nevoie de ochelari de protecție. Sunt foarte importanți. În momentul în care tăiem cu toporul, există riscul să ne sară așchi în ochi. N-ați văzut ochelarii? Aici avem niște crenguțe curățate. Observați că sunt destul de lunguțe și nu au foarte multe ramificații. Ăsta de aici cred că o să am mici probleme. Și mai am de curățat. Ei, abia aștept. Observați că aici, în punctul ăsta, are o mică crăpătură. Aceasta s-a făcut în momentul în care o crenguță prinsă între lamele a lovit o creangă pe care o introduceam eu în găurica aceea și din cauza șocului s-a crăpat plasticul. De același șoc a beneficiat și mânuța mea. De asta vreau să văd dacă funcționează mânușile astea mai, care par ceva mai serioase. L-am băgat în priză. Mai groase, nu le dăm drumul cu totul, le sunt mișcări de du-te vino. Detaliu foarte important, când introducem crenguțele, nu mergem cu mâna așa, fiindcă mai are tendința să apuce și să tragă. Introducem așa, că dacă cumva se întâmplă să ne agățăm cu mânușa într-un spin sau ceva și să tragă tocătorul, să nu pățim vreo bucurie. Deci ideea e să ajungă așa. Thank you.
câteva detalii tehnice pe partea electrică în special. Observăm că are un consum de 2800 de W. E cam mare, să știți. Recomand tocarea pe timpul zilei când sunt consumatori mai puțini în rețea. Când toc cu ghidușii asta seara, luminile din casă fac parcă să posedate, tot pâlpâie. Noi suntem și capăt de rețea. Bun. Și dacă tot sunt partea asta, asta e priza. Numai că e o priză ușor diferită, nu are cablul ăsta de la prelungitor, trebuie să fie de tip mamă. El are în interior tată. Deci trebuie să veniți cu mamă pe tată. Nu știu dacă are sens. Deci ăsta are, trebuie să aibă găurici, fiindcă aparatul are țușpici. Manețica trebuie să fie pe off ca să poată ieși containerul. Și asta e sprava noastră. Se vede că astea micuțe au rămas așa, dar nu e o problemă să se descompună. Dar sunt mulțumită cum, de felul în care arată micuțelele astea. Îmi plac. Acum o să depanez problema. Probabil că s-a prins o bucățică de lemn între lamele. Ca să ajungem la lamele, trebuie să deșurubăm cheița asta. Ce aici? A fost prea plin recipientul. Ia să pun și cam asta e jihadul. Acestea sunt toate bețe prinse în lamă. Ar fi fantastic. Sper că se vede chiar așa dacă e blurat. Nu vrea să focuseze telefonul ăsta fantastic. Dar cred că e clară problema. Ce înșurubez aici, am să vă las cu găinuțele. Un brad. Dacă e bine să veniți așa aproape de topor, adică altă am dat idei. Așa, să fie un pic mai aproape, un pic mai aproape. Cine vrea să participe la o ciorbă? Scuzați.
pus câteva lăzi până acum. Cam asta e transformarea. O să revin după ce termină fetele treaba. Lasă în pace. Bețele astea subțirele le rupe, nu le toacă. Motiv pentru care când am genul ăsta prefer să nu le mai toc, le las jos și aici o să fie așa o perdea de tocătură de asta, de bețe subțirele rupte. N-are sens să mă chinui, nu rentează efortul. Care treaba? Trei centimetri pe acolo. Gata, o încerca bălaia. Se finit la comedie. Hai. Mai la o troare. Thank you.
3 coleate.
Da, bravo. Trebuie să pun pe pauză. Asta e ce a ieșit ultima tură. Tocătorul s-a blocat, ghidușii de asta s-a, bine, mai groasă. A rămas blocat în lamă și a trebuit să o scot cu un cleștișor. Închid prăvălia de amu. Noapte bună, păsărele!